50.000 de români vor primi noi vouchere de la stat, ajutor de 1.500 de lei pentru cei mai vulnerabili. Este vorba despre studenții care beneficiază de burse sociale și care vor primi bani ca ajutor pentru plata chiriei. Sunt 50.000 de studenți care ar urma să beneficieze de aceste facilități, începând cu anul universitar următor. Sistemul a fost folosit deja în învățământul preuniversitar și ar urma să se aplice în anul școlar următor și pentru studenți. 405.000 de elevi au fost beneficiari în anul școlar 2022-2023, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 50.000 de studenți care vor beneficia de această măsură vor fi cuprinși în proiectul Ordonanței de Urgență prin care să fie schimbat mecanismul pentru acordarea voucherelor educaționale pentru copiii din mediile vulnerabile. Ministrul secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, mehedințeanul Bogdan Simcea, subliniază faptul că se depun eforturi substanțiale la nivel de minister pentru a ajuta cât mai mulți români. La nivel de minister depunem toate eforturile pentru ca banii europeni să sprijine românii și România. Facem tot ceea ce este posibil să dezvoltăm România și să îmbunătățim viața românilor cu ajutorul fondurilor europene. Astfel de măsuri de sprijin vor continua și în perioada următoare, pentru că ne dorim să fim alături de cetățenii țării noastre, a declarat secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea. Potrivit Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, în anul universitar 2019-2020 erau 36.324 de studenți care aveau bursă socială. În anul universitar 2018-2019 erau 26.433 de beneficiari de burse sociale, relatează Antena 3.ro.